Ce trebuie să faceți după ce v-ați montat centrala termică? Salutare, dragi prieteni! Bine ați revenit la librăria TV Nexo Install. Sunt Sorin Lăpădatu și astăzi vă voi spune ce trebuie să faceți după ce v-ați montat centrala termică. Păi, în primul rând, ar trebui să vă montați un stabilizator de tensiune, care vă va salva placa electronică a centralei, care este destul de scumpă în situația în care se defectează. După aia ar trebui să vă montați un termostat de ambient, pentru a avea un confort sporit și un consum mai redus al centralei termice. Peste 2 ani de zile, după ce v-ați montat centrala termică, va trebui să faceți cele două verificări, și anume verificarea instalației de gaze și verificarea centralei termice. Dacă alegeți o firmă care este și autorizată ANR și ISCIR, va putea face aceste verificări împreună, sub forma unui pachet, și veți avea costuri mai mici, bineînțeles. La fiecare 5 ani va trebui să vă înlocuiți racordurile flexibile din instalație, mai ales cel de la mașina de aragaz, deoarece aragazul este un echipament mobil pe care îl veți muta deseori pentru a curăța locul în care este amplasat. De asemenea, tot la 5 ani va trebui să vă înlocuiți senzorul de gaze, deoarece are o durată de viață, majoritatea au o durată de viață de 5 ani de zile. Doar senzorul de gaze, fără electrovalvă, deci va fi un cost mai mic decât costul unui echipament format din senzor și electrovalvă. Electrovalva se poate utiliza în continuare, nu necesită înlocuire la fiecare 5 ani. Mare atenție! După 2 ani de zile, în momentul în care va veni firma să vă facă verificarea instalației de gaze și a centralei termice, vă va cere proiectul instalației de gaze, pe care, dacă nu-l veți avea, veți plăti un cost foarte mare pentru reconstituirea lui. Deci, mare atenție, să păstrați proiectul instalației de gaze predat de firma care v-a executat instalația de gaze, sau dacă v-ați montat într-un bloc nou, apartament nou, să cereți dezvoltatorului acest proiect. Nu semnați actul fără să vă predea acest proiect al instalației de gaze și păstrați-l cu sfințenie. Majoritatea clienților ne sună să ne spună că nu au acest proiect și el nu le-a fost predat de dezvoltator. La toate verificările pe care le facem clienților noștri, după primii 2 ani de zile, noi remediem gratuit absolut orice defecțiune apărută în instalație. Și, bineînțeles, oferim un discount clienților noștri recurenți. Și am făcut un calcul total pentru cei 5 ani de zile, ținând cont de verificările recurente și de înlocuirea tuturor pieselor despre care am discutat, ne rezultă un 820 de lei pe 5 ani de zile, ceea ce înseamnă un 13 lei aproximativ pe lună, adică aproximativ 40 de bani pe zi, pentru a avea un echipament de încălzire care funcționează pe gaze naturale. Pe lângă acești bani, dumneavoastră probabil că veți mai plăti gazul între 70 de lei și 2000 de lei, depinde de suprafața pe care o aveți acasă. Până data viitoare, stați aproape și nu uitați like, share și subscribe.